Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Hai să începem cu chesturile. Avem aici două golden chest. Cu 543 de gold avem Hell Spirit, Musketeer, Goblins și Darts Goblin. Ok, mai avem 588 de gold, Fire Spirit, Giant Snowball, Ice Spirit și Elixir Golem. Ok, hai să și donăm. Avem și două crown chesturi cu 1000 de gold, două gemuri, avem beți, avem din nou goblins, skeletons și 3 musketeer. Ok, și mai avem următorul cu 1136 de gold, avem două gemuri din nou, avem ice spirit, skeleton dragons, goblin giant și 12 cu tremure. Bun, și haideți să continuăm cu meciurile din preparation. O să dăm prima dată un Sudden Death Battle. Pentru că ați văzut prea bine că în ultimele meciuri ne-am descurcat destul de bine la acest tip de joc. Și vrem să începem cu o victorie. Hai să vedem dacă reușim. O să pun și Valkyra aici. Punem și Hog-ul. Vom da și un freeze aici pe trupe. Vedem că a pus acolo un Ice Wizard, la care nu reușește Minipeca să ajungă. Punem din nou Minipeca. Opa, trebuie să ne apărăm aici. Mai degrabă. Ice Wizard-ul probabil va fi scos de Tesla. Da, și reușim să ne apărăm destul de bine. Pornim un nou atac. Trimitem din nou Minipeca, Hog și Valkyra. Dăm și un freeze aici. Mai punem un rând de arcașe. Și reușim să-i dăm și noi cam același damage. Hai să vedem dacă ne descurcăm în această apărare. Dat acolo un Eros. Și reușește să ne mai ia vreo 500 de hit points din turnul din dreapta. Hai să trimitem din nou un push. Ok. Și nu reușim să ajungem pe turn. O să pun Valkyra din spate de data aceasta. Punem Tesla undeva în centru. Și Minipeca, așteptăm să dea freeze-ul și vom da un Eros. Ok. Băi, acum ar trebui să avem un push destul de bun. Mai dăm și un freeze aici. Și tot nu reușim să dăm decât câteva hituri acolo. Hai să vedem cum ne descurcăm în acest defense. Dăm din nou un Eros. Punem Hug-ul acolo. Da, cred că va trebui să începem să dăm rachete pe turn. Băi, destul de greu, văd că se ține tare tipul ăsta. Oh, și cât damage a reușit să ne dea acolo, da, probabil ne va dobori turnul. Pierdem primul match din preparation. Da, l-am subestimat, ne-am dat mare la început că vom obține victoria, că în Sudden Death Battle. Și n-am reușit. Ok, hai să dăm acum un clasic. Da,
Nu uitați să vă abonați dacă vă plac episoadele mele de Clash Royale și să apăsați butonul de like. Începem cu Baby Dragon-ul. Ok. Zepu. Hai să vedem cum scăpăm de acest atac care ne-a dat destul de mult damage acolo. Nu știu dacă se trimit Lamborghini cu, cred că voi trimite. Hai să vedem dacă ajunge pe turn. Dăm și un lining aici pe acel... Ok, vom trage acel... acel Mega Knight pe turn. Chiar dacă turnul din din stânga e compromis. Mamă, și ne-a dat o grămadă de damage din cauza acelui Baby Dragon. Hai să vedem. O să așteptăm să fim full pe elixir. Da, și ne dă damage destul de mare pe și pe King Tower. Da, o să avem nevoie de Golem, dar probabil va pune acel da, nu, e cu siguranță, e pierdut meciul. Ne mai amăgim noi așa un pic. Dar nu o să reușim să obținem victoria. Ne-a făcut cu acel Inferno Dragon atunci la început de meci. Bun, hai să dăm și următorul meci. Următorul meci o să fie din nou un Student Death Battle. Poate că de data aceasta o să reușim să obținem victoria. Începem cu arcașele din spate. Punem un mini P.E.K.K.A. pe partea stângă. O să punem și Valkyra aici. Ok, mamă, și ne-a dat acolo, a început cu un Fireball. Trimitem Hog-ul. Să dăm un freeze pe acel Inferno Tower. Da, băi, și cât face acest... acest Mega Knight care poate ne-a scos acolo trupele fără să clipească. Bun, hai să pornim și noi la un nou atac. Trimitem din nou Hog Rider-ul cu Valkyra și arcașe și reușim să-l blocăm acolo cu un freeze pe acel Wizard, dar din păcate nu dăm damage prea mare. Pus acele gărzi. Ok. O să mutăm arcașele pe partea stângă. Punem și mini P.E.K.K.A.-ul la fel. Dăm un freeze aici. Da, acum probabil va pune... Da, mă așteptam să pună Mega Knight-ul. Și nu știu, hai să începem să dăm rachete, că altfel nu prea văd cum am putea lupta cu el.
Da, noi dăm rachete, el dă fireball. Și vedem cine ajunge primul la... la 0, practic. Îmi punem și un mini P.E.K.K.A. Trimitem fog-ul, dăm din nou racheta aici. Mai dăm și un arrows. Oh, nu, te rog, nu. Da, excelent. De parcă nu erau suficient două înfrângeri. Acum când eram destul de aproape să câștigăm, să câștigăm meciul, ne picăne. Grozav. Da, mulțumesc mult, Clash Royale. E bine că nu s-a întâmplat într-un war, da. Se putea întâmpla în war și ar fi fost mult mai grav. Cam atât cu episodul de azi. Noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!